Bine ați venit la o nouă întâlnire cu scriptura și cu Dumnezeu. Sunt bucuros că pot fi împreună cu dumneavoastră și vă invit să ne concentrăm privirea la un alt subiect provocator. Dar, înainte de aceasta, aș dori să vă povestesc o scurtă întâmplare, petrecută anul trecut. Mă aflam în aeroport și așteptam momentul îmbarcării. Mai era ceva timp, așa că priveam în jur, analizând mulțimea de oameni ce se perinda pe acolo. Deodată, în difuzoare s-au auzit rostite apăsat numele a patru persoane. Erau așteptate urgent la o poartă de îmbarcare din apropiere. De trei ori numele au răsunat din ce în ce mai accentuat în întregul aeroport. La un moment dat, personalul s-a retras la bord, iar ușa s-a închis în spatele lor. La doar câteva minute, și-a făcut apariția o familie modestă. Vizibil dezorientați și agitați, au privit în dreapta și în stânga, și-au dat seama că zborul a fost pierdut, și au început să discute aprins căutând un vinovat. M-am apropiat de ei și am încercat să văd dacă îi pot ajuta cu ceva în situația în care se aflau. Cu ocazia aceasta, am aflat și motivul din care au ratat îmbarcarea. Au întârziat în zona magazinelor. Pentru anumite persoane ar putea fi amuzant, însă amărăciunea lor era atât de cruntă, generată de faptul că statutul nu le permitea atât de des o excursie de felul celei planificate. O familie prietenă se oferise să le plătească biletul de avion pentru ca ei să-și poată vizita rudele dintr-o țară depărtată. Însă, din cauza copiilor care n-au reușit să și deslipească privirile de la vitrinele magazinelor din aeroport, au ratat ceva esențial: îmbarcarea spre destinație. Întâmplarea aceasta m-a dus cu gândul la un alt eveniment, pe care căutătorii pasionați de înțelegerea etapelor ce vor marca sfârșitul istoriei planetei Pământ, așa cum sunt ele descoperite de scriptură, l-au identificat ca fiind un moment de o importanță inegalabilă. Ca o convenție asupra acestui subiect teologic, acesta a fost numit încheierea Harului. Iată cum descrie apostolul Ioan acest moment. Apoi mi-a zis să nu pecetulești cuvintele prorociei din cartea aceasta, căci vremea este aproape. Cine este nedrept să fie nedrept și mai departe. Cine este întinat să se întineze și mai departe. Cine este fără prihană să trăiască și mai departe fără prihană și cine este sfânt să se sfințească și mai departe. Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după fapta lui. Înțelegem din textele acestea că înainte de momentul în care umanitatea va intra într-o nouă etapă prin revenirea lui Isus, va fi un punct terminus al posibilității Alegerilor noastre. Un punct de la care, indiferent de cât de profunde ne vor fi regretele pentru alegerile greșite pe care le-am făcut, nu mai putem beneficia de iertarea pe care Dumnezeu dorește să ne ofere acum. Nu mai putem schimba cu niciun chip destinația pe care ne-am ales-o pentru veșnicie. Dramatismul momentului descris de Ioan este accentuat de scrierile inspirate ale autoarei Ellen White, care evidențiază rolul special pe care îl deține Domnul Hristos în această scenă. Atunci va fi vărsată pentru păcătoși ultima lacrimă. Ultima rugăciune în agonie va fi înălțată, ultima povară purtată, ultima avertizare dată glasul dulce al harului nu va mai avea să-i invite. Iar scena aceasta este generată de realitatea că există un moment în care rolul de mijlocitor al lui Hristos se va încheia și el nu va mai putea face nimic pentru oameni. Dincolo de acest moment, va fi doar realitatea pierderii posibilității îmbarcării noastre spre destinație, pentru că a mirosit timpul cu lucruri lipsite de valoare. Cu imaginea aceasta în minte, vă invit să surprindem câteva aspecte care se desprind din istoria biblică. Dumnezeu a fixat de-a lungul istoriei perioade determinate cu scopul precis de a-i oferi omului ocazia de a lua o decizie. Să ne amintim pe scurt de evenimentul potopului. Degradarea adusă de alegerile oamenilor de a trăi fără Dumnezeu l-a determinat să ia decizia de a încheia această etapă tristă printr-un potop. 120 de ani de apeluri la reconsiderarea deciziilor s-au scurs pe fondul chemărilor adresate prin vocea lui Noe. Lacrimi divine au curs odată cu chemările la salvare din șuvoaiele potopului. În același timp, cu lacrimile, curgeau și râsetele batjocoritoare ale oamenilor nepăsători posibilitatea salvării oferită prin arca realizată de Noe a fost fructificată doar de acesta și familia lui. Însă a venit clipa când ușa corabiei a fost închisă pentru totdeauna. Oamenii încă râdeau și bat jocurile încă erau auzite. Însă apele revărsate ale potopului au marcat finalul timpului în care oamenii puteau lua o decizie. Pentru mulți, Teama de moarte a devenit brusc o motivație de a crede orice, doar pentru a fi salvați. Nici măcar acum cuvintele lui Noe nu erau înțelese pe deplin, doar teama de moarte îi făcea să își dorească prezența pe arcă, însă era prea târziu pentru reconsiderarea deciziei luate. Privind acest aspect din perspectivă biblică, descoperim dincolo de realitatea unor perioade clar determinate rostul acestora în fixarea unor perioade distincte, deslușim dorul fierbinte al lui Dumnezeu de a-și chema copiii rătăciți la sine. Astăzi, nu mâine, acum, nu imediat. Te rog, ascultă acum glasul lui și predă fără condiții inima lui Dumnezeu. Un al doilea tablou interesant este descris în Noul Testament și surprinde o secvență crucială din istoria poporului Israel. Viața religioasă a Israelului ajunsese să fie limitată doar la niște forme lipsite de conținut. Uneori, de același păcat ne facem vinovați și noi, creștinii cu experiență. Dincolo de afirmarea unor crezuri, viața concretă, reală, era trăită într-o opoziție flagrantă cu acestea. În acest context, din dorința de a salva națiunea pe care o iubea atât de mult, a venit însuși Hristos, chemându-și poporul la o trăire autentică a valorilor afirmate. În mod absolut surprinzător, mesajele cerului au fost respinse și au culminat cu decizia pironirii lui Hristos pe cruce doar cu câteva zile înainte de acest moment, lacrimi divine au îmbibat amarul cuvintelor rostite de cel ce venise să-i salveze. Ierusalime, Ierusalime, de câte ori am vrut să-i strâng pe copiii tăi, cum își strânge găina apoi sub aripi și n-ați vrut. Timpul hotărât de Dumnezeu pentru fiecare dintre aceste etape, evenimente, a venit și a trecut cu precizie matematică din fericire lacrimile au curs cu rost pentru familia lui Noe, pentru Lot și fetele lui, pentru locuitorii cetății Ninive, pentru apostolii și urmașii lui Hristos și pentru toți cei ce au înțeles că un eveniment anunțat de Dumnezeu nu poate fi pus în categoria probabilităților, ci în cea a certitudinilor, în aceeași categorie a certitudinilor se află și încheierea istoriei acestui pământ, precedată de un moment ce va marca finalul perioadei în care noi putem face alegeri. Iar această înțelegere ne cere o decizie promptă de partea lui. Astăzi, nu mâine, acum, nu imediat. Te rog din nou, ascultă acum glasul lui și predeți fără condiții inima lui Dumnezeu. A doua realitate la care aș vrea să mă refer este tendința amânării unei decizii și efectele ei păguboase. Mai am pentru dumneavoastră o altă scurtă istorioară, absolut reală. O doamnă cu o condiție materială modestă a reușit să strângă cu greu banii pentru împlinirea unui vis, o croazieră împreună cu familia la prima escală pe care ambarcațiunea de lux a făcut-o, aceasta a coborât lăsându-și copiii cu noi prieteni pe vas. După ce a vizitat fascinată câteva obiective turistice, în timpul scurt pe care l-avea la dispoziție, s-a îndreptat înapoi spre navă. Dar drumul ei trecea printr-un bazar. Atrasă de o vitrină, apoi de alta, de o tarabă și de încă una, a amânat decizia întoarcerii. În timpul acesta, în mod excepțional, Personalul navei a ales să o aștepte mai bine de 30 de minute, deși ar fi putut să plece. Dar, la un moment dat, nava a părăsit portul, și chiar atunci a apărut și doamna cu pricina. Era însă prea târziu. Lucruri neimportante, dar sclipitoare, au făcut-o să uite de timp și de adevăratele priorități. Amânarea. Alimentată de falsa idee că mai e timp, ne produce de multe ori pagube irecuperabile. Iar dacă ni se întâmplă să gustăm din pelinul regretului generat de unele pagube de ordin material, relațional sau poate chiar pagube ce ating sănătatea noastră, ar merita să ne gândim cât de adânc ar putea fi regretul pentru ratarea veșniciei. Acesta este motivul pentru care lacrimile fierbinți curg din ochii lui Isus, pentru că nu ar dori să vadă pe niciunul dintre noi gustând din chinul regretelor pentru efectele veșnice ale amânării. Iar chemarea lui pentru noi este presărată de la un capăt la altul al Bibliei. Vă invit să descifrați dorul lui după noi din următoarele ziceri ale Scripturii. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Chemați-l câtă vreme este aproape, să se lase cel rău de calea lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru care nu obosește iertând. Astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii. A treia idee, și cea mai importantă, se referă la motivația corectă pentru luarea deciziilor potrivite, înainte de închiderea perioadei desemnate de Dumnezeu pentru asta. Care să fie motivația corectă? Presiunea timpului? Frica de consecințe? Temerea de moarte? Sunt situații în care conștientizarea iminenței constituie o motivație puternică în vederea luării anumitor decizii. Contextul pandemic și geopolitic în care ne aflăm acutizează această presiune, aducând în fața noastră posibilitatea ca timpul nostru personal să nu se întindă până la limita pusă de Dumnezeu pentru întreaga omenire. Totuși, Scriptura ne învață că nu acesta ar trebui să fie cel mai puternic resort. Pilda celor 10 fecioare, rostite de Hristos, pe care vă invit să o citiți pe îndelete, înfățișează următoarea realitate. 10 tinere, invitate să participe la un eveniment extraordinar, intră într-o perioadă a pregătirii, însă numai 5 dintre ele Reușesc să ducă la capăt demersul lor. Un mic amănunt a făcut diferența. Un delemnul suplimentar luat cu înțelepciune, din timp. Și revin asupra întrebării. Motivația întoarcerii la Dumnezeu să fie oare teama de regret sau de consecințele unei pierderi recuperabile? Pentru anumite decizii poate este suficient acest tip de motivații, dar nu și pentru cele care ne pot asigura veșnicia alături de Dumnezeu. De veșnicia care include suma superlativelor pozitive, absolute, nu te poți bucura prin decizii care au la bază conotații profund negative, cum este frica. Și atunci, care să fie motivația corectă? Resortul deciziilor corecte nu poate fi altul decât contemplarea și asimilarea valorilor ce rezidă din caracterul lui Dumnezeu, așa cum sunt ele descoperite în urma unei relații personale cu El. V-ați aflat uneori, ca și mine, în aeroport, în așteptarea cuiva care vine de departe și ați putut observa două tipuri de așteptători. Unii, cu o pancartă cu nume scris pe ea, așteaptă impasibil, în timp ce, cu cealaltă mână, își verifică corespondența pe telefon. Dar există și cea de-a doua categorie, a așteptătorilor, care de cele mai multe ori au flori în mână și privirile lor aleargă printre cei ce vin dinspre aeroport gata să-i întâmpine cu drag. Ce anume face diferența? Relația. Este aproape de neînțeles. Ignoranța voluntară de care ne facem vinovați de multe ori, asemenea, Așteptătorilor pasivi, în virtutea căreia continuăm alergarea noastră spre nicăieri. Și asta, în timp ce încheierea perioadei de har e atât de aproape. Cum să nu curgă lacrimi divine pentru asta? Vor curge ele cu rost pentru tine? Vei lăsa acum, cât încă nu este prea târziu, ca acestea să-ți topească ghețarul inimii? vei alege să te înfrupți din savoarea experienței pe care el este gata să-ți o dea acum prin cunoașterea lui? Iată, acum este vremea potrivită, iată că acum este ziua mântuirii, astăzi, nu mâine, acum, nu imediat. Te rog din nou, ascultă glasul lui și predăți fără condiții inima lui Dumnezeu. Acum este momentul deciziei, cu atât de puțin Înainte de ultima lacrimă